Cum făcea antigaie ca o goașă? Așa se chema gogoașe? Gogoașă, ca cum se zicea așa, dar mai făceai și fără drojdie, cu cartofi șerți și psați și cu făină și făcut și era bun. Și făcea un sosuleț așa cu smântână și cu făină de grâu și un jeș de bun era de mâncat în țarnă, mai ales cu oile. Și cum se chema? Coașe cu fripte în tigaie. Coașii fripting de gai? Da, Ia uite,